Din cele 174 de unități școlare cu personalitate juridică din Maramureș, doar 128 sunt autorizate din punct de vedere sanitar. La multe școli, însă, problemele trebuie să fie rezolvate de către conducerea unității și primărie, nu de către Inspectoratul Școlar Județean. În județul Maramureș sunt probleme cu autorizarea școlilor din punct de vedere sanitar, chiar dacă astăzi elevii au început școala. Astfel, din totalul unităților de învățământ maramureșene, o parte nu au fost pregătite pentru începerea noului an școlar. Avem 16 unități cu personalitate juridică din 174 la nivelul județului care nu au autorizație sanitară de funcționare. Cu precădere în categoria acestor unități intră grădinițele care sunt, am spus de foarte multe ori, situate în blocuri și clădiri retrocedate în care nu putem să facem investiții. Totuși, problemele cu care se confruntă unele unități școlare ar putea fi rezolvate foarte simplu de către conducerile lor, împreună cu primăriile de care țin, bineînțeles, dar trebuie să se și dorească acest lucru. Deci sunt probleme care depind de dumneavoastră ca și conducător de unități școlare. Sunt probleme ale comunității. Deci avem probleme unde apa nu este bună, unde nu este rezolvată canalizarea, unde nu aveți garduri, unde nu aveți probleme mărunte care se pot rezolva la nivelul comunității locale. Deci dacă dumneavoastră cu primăria nu puteți să vă rezolvați problemele, trebuie să ne spuneți. Și nu este normal ca o școală care a primit bani și este o școală frumoasă să nu se poată autoriza din lipsă de gard. Deci nu putem accepta așa ceva. Ca și bilanț, 128 de unități școlare cu personalitate juridică sunt autorizate din punct de vedere sanitar, 28 sunt în curs de autorizare, 16 sunt neautorizate, iar în două școli se efectuează lucrări. La capitolul unităților fără personalitate juridică arondate acestor școli, situația este și mai proastă. Aici doar 83 de imobile sunt autorizate din totalul de 166. De asemenea, 50 sunt în curs de autorizare, iar 29 sunt neautorizate.